Am revenit în cea de-a doua parte a întâlnirii în curtea școlii. Invitata de astăzi este doamna profesor Beatrice Coleva, director al Palatului Copiilor din Suceava, pe care am invitat-o să ne povestească puțin despre cum se întâmplă lucrurile la Palat, locația aceea în care își doreau foarte, foarte mulți copii să ajungă înainte de pandemie, cum ați reușit să vă adaptați și înainte de pauză vă provocați așa să mai găsiți ceva plusuri pentru această perioadă, pentru că am zis că ar trebui pentru fiecare dintre noi să fie acesta un exercițiu de a găsi și lucrurile bune, nu? Pe care le putem lua din orice provocare pe care o întâlnim așa în viața de zi cu zi, o provocare majoră aceasta cu pandemia, dar așa pentru starea de bine e foarte important să vedem care sunt plusurile și pentru noi adulți și pentru copii. Ceea ce am sesizat în această perioadă, copiii au devenit mai buni și nu doar copiii, și noi. Am început să empatizăm cu cei din jurul nostru, cei din jurul nostru impropriu spus, mai depărtați și totuși atât de apropiați. Avem o dorință foarte mare să ne umplem din nou curtea de copii, ceea ce pentru moment, chiar dacă se apropie căldura, va fi mai greu. Eu cel puțin trăiesc cu sentimentul că totuși oamenii au devenit mai buni. Și când spun oameni, mă refer la toți, nu doar la părinți sau copii. Îi observ și pe părinți schimbați. Dacă erau înainte, nu aș spune agresivi, un pic mai impulsivi, parcă s-au schimbat. Au devenit mai înțelegători, mai răbdători. Colegii își doresc foarte mult să reînceapă activitatea, dar activitatea, când spun să o reînceapă așa în condiții normale, sunt dornici de activitate, dar așa cum era cea de dinainte de pandemie. Fiecare dintre noi probabil ne-am schimbat. Chiar dacă nu ne dăm seama, cu siguranță aș vrea să cred că am devenit mai buni. Cred că explicația, faptul că ne-am simțit așa amenințați, aceeași amenințare a planat asupra tuturor și atunci cumva am privit cu mai multă atenție în jur, sau o fi altceva, faptul că timpul acela, răgazul pe care ni l-a dat perioada aceea în care am stat cu toții în casă, în familie, ne-a făcut să ne reorganizăm prioritățile? Cred că fiecare dintre noi am stat mai mult noi cu noi. Cred că ne-am apropiat mai mult de familie. Cu siguranță fiecare dintre noi a pierdut sau, știu eu, poate a auzit de pierderea unei persoane dragi. Și cred că lucrurile astea ne-au schimbat. Poate nu pe toți. Dar cred că în marea noastră majoritate ne-am schimbat. Și așa cum am spus, aș vrea să cred că ne-a schimbat în bine. Și am speranța că, pentru că în mod sigur această perioadă va trece și poate vom reuși să ajungem la o normalitate, normalitatea care va fi să nu ne reschimbe, să nu ne transforme în ceva ce nu ar trebui să fim. Sper că poate nimic în viață nu este întâmplător. Poate, cu siguranță, am avut cu toții ceva de învățat din această experiență. Sperăm spre un bine. Cu siguranță trebuie să privim optimism, cu optimism spre ceea ce se va întâmpla, deși așa pare că lumea a început să se obișnuiască, nu?
cu perioada aceasta, pe de o parte, pe de altă parte dorința aceasta de a ieși din nou, de a avea posibilitatea de a interacționa mai mult există și pentru unii e frustrantă situația, da. Dar cred eu că încă mai avem resurse disponibile de răbdare. Mă întrebam care este situația clădirii. Știu că în cadrul ultimei întâlniri vorbisem ceva de clădirea în care funcționează, o clădire de altfel foarte frumoasă, la vremea aceea prea puțin spațioasă, nu? Pentru numeroși copii care se adunau în cadrul activităților și exista la momentul acela, din câte știu, o dorință de a... Din păcate, situația este la fel. Într-adevăr, este o clădire foarte frumoasă, foarte veche, într-o zonă istorică, am putea spune. Spațiu, chiar și acum, în condițiile actuale, este mic, pentru că, în mod sigur, dacă am avea sălile mai mari, ar putea intra mai mulți copii simultan la ore. S-au purtat niște discuții în această vară, este vorba de descentralizare, adică trecerea cluburilor, a palatelor copiilor, a cluburilor sportive la primărie, așa cum sunt școlile. Este o decizie care nu poate fi luată de inspectoratul școlar sau de o instituție. Este o discuție care se poartă la nivel național. Primăria și-a manifestat dorința de a ne prelua, dar nu se poate, cel puțin în momentul de față. Și atunci încercăm să ne descurcăm așa cum putem cu resursele financiare de la Ministerul Educației. Este clar că în acest an este un an foarte greu pentru tot învățământul și nu doar pentru învățământ, se știe că este o situație de criză. Încercăm să întreținem clădirea cu ceea ce putem, cu bugetul pe care îl avem, dar sperăm că odată cu trecerea acestor probleme, încet, încet să ne putem redresa și nu doar noi, la nivel național să ne putem redresa și cei din cadrul Ministerului să decidă soarta noastră. Direcția pe care o sperați, da? Este păcat pentru că, într-adevăr, clădirea respectivă are nevoie de consolidare, de reparație capitală, într-un cuvânt. Da, da. Mi-aduc aminte de fiecare dată când treceam, chiar copil fiind, eram fascinată de felul în care arată clădirea, chiar era ca un palat. Da, e ca un mic palat, însă îl peticim, îl igienizăm până la o anumită limită. Da, să sperăm că lucrurile se vor schimba. E drept că nu într-un viitor foarte apropiat, dar... Ca poziționare este ideală, dar... Da. Nu putem schimba. Așa este. Ne întoarcem la lucrurile pe care le putem schimba și spuneați despre faptul că profesorii s-au adaptat și lucrează în online. Mă gândeam că, pe de altă parte, faptul că există aceste activități în online... Acest lucru ar putea permite, nu știu, un număr de participanți nelimitat chiar. Da, ar putea permite, dar noi oricum am mers exact pe structura înscrierilor. Nu am făcut foarte multe schimbări, s-au creat acele clase virtuale. Și cam câți ele fac parte? Câți copii? În general, 15-20, cum au fost făcute înscrierile la începutul anului școlar pentru grupe. Într-adevăr, ca spațiu în online se permite mai mult. Acum, pentru că deja am început să lucrăm și față în față, grupele care au avut structura de la început în online au rămas la fel. Celelalte se pot lucra și cu 10, se poate lucra și individual. Sunt situații, de exemplu, când știu eu la pictură, dacă copilul vrea să mai rămână în oră, mai rămâne și doamna rămâne cu el.
Am înțeles. Mă gândeam, de exemplu, la, din câte știu, este și atelierul acela, sau cum se numesc, cercul, ca să nu greșesc, cercul de cercuri, ateliere. Cercuri, ateliere, da. Mă gândeam la cel, de exemplu, de instrument, când lucrurile, profesorul, practic e unul la unul, nu? Acolo sau cum? Da, la instrument, da, unul la unul. Este destul de delicat pentru că, în general, pentru cercurile de muzică ar trebui să avem o aparatură foarte performantă ca să se poată. Și sau, colegii mei au reușit să realizeze diferite clipuri, filmulețe în sincron. Este foarte multă muncă pentru că nu avem aparatura necesară, dar toate acestea au reușit. Sunetul, imaginea, depinde de, da, cât de performante, dar, sunt. Dar în special pentru cei care au avut instrumente acasă s-a putut lucra. Și profesorul transmitea, și profesorul, nu? Transmitea, da, deși este clar că sunetul nu e cel din sala de clasă, dar cu toate acestea au lucrat. Chiar apropo de acest lucru, am descoperit cu plăcere că unul din elevii mei, care este cartist înrăit, care și-a cumpărat cart, în această perioadă de pandemie a învățat să cânte la pian. Și mi-a făcut o surpriză extraordinară că de ziua mea mi-a trimis un filmuleț în care îmi cânta la mulți ani. Deci, mulți dintre ei și-au descoperit și alte talente. Alte pasiuni, în încercare de a-și umple, da, nu? Timpul, da, acesta pe care l-au avut, cel puțin atunci când au stat doar în casă. Mă gândeam totuși că sunt și unii foarte fericiți așa de perioada aceasta, cel puțin cercul acela de IT, nu? Da. Dar să știți că și ei simt nevoia de a se întâlni. Sigur, pentru ei este mult mai ușor, pentru că sunt oarecum ca pești în apă. Dar cu siguranță și acei copii își doresc să se reîntâlnească, să-și vadă profesorul. Este altfel când discuți față în față cu o persoană și altfel când o privești într-un ecran. Da, așa este. Mă întrebam, acum așa mi-a venit repede în minte, că legat de securitatea copilului. De exemplu, la dumneavoastră lucrurile funcționează ca în școli, pentru că școlile raportează, să spunem, dacă află de, nu știu, un copil care s-a îmbolnăvit sau de familia unui copil care a fost la activități că s-a îmbolnăvit, se raportează situația, cum e, da, în cazul nostru? Noi mergem exact pe raportări ca și în școală. În primul și în primul rând ne-am organizat la fel ca și în școală, cu semnalizări, cu o cameră specială pentru necesitatea, pentru cazul în care, știu eu, un copil sau un coleg are probleme, îi se face rău. În fiecare săptămână transmitem către inspectoratul școlar scenariul în care vom funcționa în următoarea săptămână, ținând cont de incidența cazurilor. Deci, exact cerințele care sunt în școală, aceleași sunt și la noi. Dezinfecția, supravegherea dezinfecției a copilului când intră în școală, după ce lucrează, înainte de a pleca acasă, purtarea măștii, mai puțin la cei mici-mici care sunt absolviți de purtarea măștii. Părinții ne informează, dacă au o situație, ne sună și ne spun: copilul nu s-a simțit bine, nu o să-l aducem astăzi. Sau dacă au cazuri în familie. Deci nu am avut situații, deși noi suntem, la drept vorbind, mai expuși, pentru că vin copii din toate, exact, școlile. Și acesta a fost un motiv pentru care ne-a fost teamă la început, pentru că dacă nu ești informat, poate să-ți vină copilul, nu știi care a fost copilul, poate n-a avut simptome la momentul respectiv, dar nu am avut, spre bucuria noastră, nu am avut situații din acestea. Am avut cazuri, colegi care s-au îmbolnăvit, dar au fost exact în perioadele când nu erau prezenți decât în online,
am trecut peste aceste perioade fără situații excepționale și în momentul de față sperăm să mergem în continuare așa cum a fost și până acum, adică să nu avem situații neplăcute. În orice caz, vă străduiți să respectați toate regulile, copiii clar vin acolo și părinții aduc pe copii cu încredere pentru că se respectă toate aceste reguli. Mă întrebam, știu că lucrurile sunt foarte stricte, există un regulament, niște, ca și la școală până la urmă, că e o activitate foarte bine organizată și structurată. Dacă s-a mai întâmplat însă pe parcursul anului, mai ales că acesta a fost și un an atipic, să mai vină copilași, să se mai înscrie sau când e ultima, să spunem, lună în care se mai întâmplă astfel de situații? Să știți că cel puțin din momentul în care am început să lucrăm din nou față în față au fost solicitări. Au fost și situații nu multe de copii care au renunțat la activitate și atunci, chiar dacă se spune înscrierile se fac în septembrie și mergem mai departe cu copiii pe care i-am înscris și trebuie să avem grijă să păstrăm acei copii. Au fost situații datorită acestei pandemii și am primit copii. Nu foarte mulți, pentru că marea majoritate care au dorit să vină la activitate sunt copii care lucrează direct, preșcolari și școlari mici în special. Dar dacă era într-un an, să spunem, în care situația era normală, vă dați seama că eram în semestru 2 când toată lumea fierbea de concursuri și atunci era un pic mai dificil. Am primit, da, am mai primit. Asta e un lucru bun pentru că știți cum e, sunt foarte multe reguli, așa cum e și firesc și în școală și în general în societate, dar uneori ele sunt duse așa puțin la extrem și oamenii nu sunt dispuși să adapteze lucrurile în beneficiul până la urmă, mai ales atunci când vine vorba de copilași. Iar faptul că ați acceptat, eu mă gândesc bine, cu respectarea tuturor condițiilor, mi se pare un lucru foarte bun. Eram curioasă așa pentru că de ce se mai întâmplă în palat. Recunosc că n-apuc așa să dau căutare, să intru în spațiu. Cred că aveți, nu? O pagină de Facebook? Da, sau... noi în permanență postăm pe pagina de Facebook, pe site-ul palatului, pe blogurile profesorilor, tot ceea ce se întâmplă. Lucrările copiilor, temele, anumite zile din calendar cu o semnificație mare. Deci în permanență acolo găsiți cam tot ceea ce facem noi. Deci dacă un părinte vrea să vadă ce se mai întâmplă la Palatul Copiilor, ratând, să spunem, anul acesta o înscriere mult dorită la una din activități, o poate face pe pagina de Facebook, azi și pe site-ul... Oricum, noi am încercat să ne... N-am mai putut respecta acele programe pe care le facem la începutul anului școlar, dat fiind situația prin care trecem și atunci a trebuit de fiecare dată să ne reinventăm, să readaptăm. De aceea ne-am și permis să primim copii în cel de-al doilea semestru și o parte din copii noi, pentru că s-a schimbat un pic cursul lucrurilor și atunci sigur că e greu să iei un copil de la început, dar ținând cont că totul a fost atipic, atunci am încercat și noi să adaptăm și programa și activitatea din mers. Și lucrurile au funcționat până la urmă. Da. Asta e lucrul cel mai important. Mă gândeam că dincolo de faptul că e o perioadă în care nu prea ne facem planuri de viitor, ceea ce e așa pe termen lung e speranța aceasta pe care o proiectăm în a fi mai bine în viitor. Deci dincolo de acest lucru, mă gândesc că sunt câteva... nu știu, aspecte sau lucruri pe care le aveți în vedere în viitor? Sunt concursuri, spuneați, online la care se participă, dar... Da, sunt concursuri de artă, cele de informatică care se pot desfășura în online. Oricum, noi în fiecare an
Avem acel calendar național de activități extrașcolare în care sunt incluse aceste concursuri și înainte unele dintre ele erau doar online sau parțial, o parte în online, o parte cu participare directă. De exemplu, la un concurs de pictură se pot face lucrările și se pot trimite în plic sau de știu eu, atelierul fanteziei, deci ceea ce înseamnă lucrări realizate de copii. Nu o să putem să facem un concurs de karting în online, știu eu, de navomodele. Dar și da, de muzică se pot de face muzică, filmare, da, da, pentru că și înainte, de exemplu, la concursurile de muzică se trimitea mai întâi un CD-ul cu piesele respective, era o selecție, după care participau direct cei care aveau cele mai bune melodii, cele mai bune prestații, da. Chiar și în ultimii ani, chiar și la concursurile de dans, pentru că era o solicitare foarte mare și ca să duci un grup de 15-20 de copii la un concurs undeva în țară, este un efort. Ei, pentru a face acel efort, mai întâi trimiteau dansurile înregistrate, se făcea selecția și atunci, sigur, din fiecare colț al țării mergeau copiii la concurs. Am înțeles. Oricum, viața merge mai departe și activitatea și concursurile și așa mai departe. Trebuie să meargă. Știu că anul trecut, acum sper să nu mă înșel, că s-a întâmplat și anul trecut, ați organizat un eveniment așa un pic mai amplu, la care recunosc că n-am reușit să ajung, deși mi-am dorit foarte mult, s-a suprapus pe alte evenimente. Povestiți-ne un pic despre, pentru că n-am apucat să vorbim nici despre ediția de anul trecut, nici de acum 2 ani. Ultimele două ediții intitulate Gala Campionilor se referă la practicanții kartingului. Este vorba despre concursurile naționale de karting școlar. Concursurile noastre se desfășoară în condiții normale, discutăm. Sunt 5 etape pe an la care participă copii din întreaga țară, iar la finalul anului se organizează Gala Campionilor. De fapt, ce este? Este o întâlnire a tuturor piloților. Eu vreau să le spun piloți, chiar dacă unii din ei au doar 5 ani, sunt cu adevărat piloți, unde sunt recompensați. Este vorba de participarea a peste 300 de persoane, copii, părinți, profesori, mecanici, loc în care toți sunt premiați. Și am avut onoarea ca și anul trecut, în 2019, și un an înainte, să avem invitați din toată țara. A fost o acțiune grea, pentru că să reușești să aduci atât de mulți într-o locație este greu, dar cu toate acestea am reușit și vreau să vă spun că atât părinții cât și copiii au fost impresionați de tot ceea ce am reușit noi să realizăm. Cu toții au plecat fericiți acasă și acum îmi scriu că și-ar dori să revină la Suceava. Unii dintre ei nu vizitaseră niciodată Bucovina și din această cauză mulți și-au planificat apoi concediile în vară ca să poată vizita, pentru că această gală se desfășoară totdeauna în luna decembrie, când deja anul competițional este încheiat și linia este trasă, atunci se premiază campionii naționali, dar în final toți sunt niște campioni, pentru că kartingul e greu. E greu, e multă adrenalină, sunt multe lacrimi, multe bucurii, motiv pentru care ne și lipsește atât de mult, pentru că și la celelalte cercuri, dar la noi se formează o familie care durează ani de zile, părinți, copii, plecăm împreună, ne bucurăm împreună, plângem împreună și e un lucru minunat, ceea ce acum ne lipsește.
Da, spuneați că toți au plecat fericiți, deși a fost un număr foarte mare a celor care au participat la evenimente. Mă întrebam cum de-ați organizat la Suceava și încă nu doar într-un an. În fiecare an această gală se desfășoară, colegii mei desfășoară în diferite părți ale țării și am avut ambiția asta că putem să facem acest lucru, că am colegi și părinți minunați care m-au sprijinit, să nu credeți că pot să faci singur acest lucru. Și atunci am spus de ce nu. Și pentru că s-au simțit bine cu un an înainte, au votat ca următorul an să fie din nou la Suceava. Și probabil dacă nu era această pandemie, cu siguranță ar fi votat și pentru cel de-al treilea an. Practic e o confirmare a faptului că lucrurile s-au întâmplat foarte bine atunci când au venit pentru prima dată. Da, ecourile au fost foarte pozitive, oricum am aflat că a fost un eveniment foarte frumos. Eu sper ca, nu știu, dacă nu în decembrie anul acesta, măcar la anul, în 2022, să avem ocazia să ne reîntâlnim la un astfel de eveniment. Speram. Eu vă mulțumesc pentru prezența de astăzi. Timpul a trecut foarte repede. Mă bucur să aflu că Palatul Copiilor își continuă activitățile interesante în beneficiul copiilor, că profesorii depun eforturi, dar în același timp o fac și cu multă dragoste pentru copilaj. Din tot ceea ce ne-ați spus, așa am rămas cu impresia aceasta că este așa. O mare familie la Palatul Copiilor. Nu e doar așa un palat pe din afară și pe dinăuntru, lucrurile sunt calde, primitoare și frumoase. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez succes! Mulțumesc și noi vă dorim o primăvară cât mai frumoasă și ne dorim să auzim râsetele, bucuria copiilor. Cu toții ne dorim acest lucru, să sperăm că se vor întâmpla lucrurile cât mai curând în această direcție. Eu vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi în această întâlnire în curtea școlii, unde a fost invitat doamna profesor Beatrice Coleva, directorul Palatului Copiilor din Suceava. Le mulțumesc și celor care sprijină emisiunea noastră în fiecare săptămână, doamnele de la Salonul Perfect Style, situat în cartierul Opcini. Și încheiem așa, într-o notă pozitivă, cu gândul la zâmbetul copiilor, la reîntâlnirea în condiții mai prietenoase. Până una alta însă închei cu gândul la întâlnirea de săptămâna viitoare. Sper să fiți din nou în fața micilor ecrane. Așadar, vă mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi și vă urez, ca de obicei, fie că e vorba de online, fie că e vorba față de întâlniri față în față, mult succes la școală!